Sala de repetiții la Radio Trainet for Young Pitish. Bine v-am găsit la sala de repetiții, Alina Decu la microfon. A meritat așteptarea, știți, am avut senzația că nu sunt la o sală de repetiții totuși, ci la un concert veritabil în care trupa se lasă așteptată și așteptată și așteptată, dar trupa a venit devreme, a făcut repetiții, trupa e deja cu adrenalina la nivel maxim, așa că să-i dăm drumul, zic, emisiunii de astăzi și să-i salutăm călduros, așa cum e și soarele de afară, pe băieții de la Liverpool, bine ați venit! Bine te-am găsit! Cu gândul la Liverpool și făcând legătură cu emisiunea dinainte, ce avem noi de vizitat în noaptea muzeelor? Ehe, ce n-am mai vizitat noi muzeul Beatles-ilor, da? Măcar cu gândul să ne ducem acolo și cu cântul, pentru că Liverpool au un slogan pe care și l-au ales și pe care îl urmează cu strictețe, cu sfințenie. Beatles forever. Eu aș spune și Liverpool forever, dat fiind faptul că înainte să aud versurile și să aud exact cânticelul prelucrat, n-aș fi spus că e Beatles. Aș fi spus că e Liverpool. Păi e Liverpool. Păi e Liverpool. Cu ce se mănâncă, zis pe românește? Haideți așa mai întâi de toate să facem prezentările, să zicem mai întâi dacă la catalog e toată lumea prezentă și o să încep cu colegii noștri ingineri de sunet în studioul T6, Călin Gibescu e prezent, Dan Corjos prezent, Petrică Bârsan prezent, Adi Gheorghe cameraman, Alexandru Kipăr, Alexandru Manta, colegii noștri ingineri de sunet în controlul general tehnic, Alina Decu la microfon, Mădălina Ion producător și ultimii vor fi cei din tâi. Deci să dăm cuvântul trupei Liverpool. De la voce până la tobe să se audă, să răsune. Sărut mâna. Bine ai venit. Nume, prenume, tot. Spune tot în trei cuvinte, Jim. Dacă poți. Teo Rusu mă numesc. Teo. Vreo parolă, vreo așa te strigă toți la sala de repetiții sau ai și vreun pseudonim ceva? No, Teo cu TH. Teo cu TH. Cu TH, neapărat. Deci Teo cu TH. Bine ai venit. Next. Next. Dan. Dan Mușetescu, chitară și ceva orchestrații. Dan, chitară și atât? Și un pic. Și voce? Nu spun. Și nu spun mai mult. Și backing okay. Vocal. Dan, trei? Numărul trei. Sebastian Lazarevski, chitară. Mi se zice Sabin, de obicei. Așa? Sabin, să spun? Nu, te rog. Nu, mie mi se spune. Așa. Așa, ca să nu vă confund. Așa? Adrian Chepa, bas. Pregătiți, nu? Pregătiți, nevoie mare. Dari. Și bătăușul nostru? Sabin Tarabega la baterie. Care e necunoscut și în felul în care bate, dar și îi cunoaștem și imagine, cunoaștem și beat tot, pentru că l-am mai văzut la sala de repetiție, am mai repetat și cu Cypher. Deci repeți într-una, că repetiția mama învățăturii. Să învățăm și noi cum se cântă adevărat, cum să ne amintim de Beatles, cum sunt Beatles și prezenți în viața noastră și cum e Liverpool totodată prezent în viața noastră. Prima piesă cum se numește? Obladi, oblada. Obladi, oblada. Let's go cu Liverpool la sala de repetiții. A barrel in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this and she takes him by the hand. Oh, baby, oh, da, da, life goes on. La, la, how the life goes on. Oh, baby, oh, da, da, life goes on. La, la, how the life goes on. Desmond takes a trolley to the jeweler. Buys a 20-carat golden ring. Takes it back to Molly waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Oh, la-di, oh, la-da, life goes on. La-la, how the life goes on. Oh, la-di, oh, la-da, life goes on. La-la, how the life goes on. In a couple of years, they'll build a home sweet home. Running in the yard, Desmond and Molly Jones.
dancing in the evening. She's a singer with a band. Oh, baby, oh, da, da, life goes on. Da, 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 life goes on. Sing along, oh, baby, oh, da, da, life goes on. La Radio Trainet Florian Pitiș. I'll be damn. Oh my gosh, ăștia chiar sună ca Liverpool, pe cuvântul meu. Am stat și m-am gândit, îmi pun pe CD repede sau eu CD, că așa e mai frumos și mai corect. Da, de Beatles ați auzit vreodată? Și iar mă gândesc acum la Florian Pitiș, la faptul că a fost un vizionar și că a anticipat cumva ce se va întâmpla în zilele noastre, și anume faptul că, exceptând Radio Trenet, Florian Pitiș și alte foarte puține posturi, nu prea mai auzim pe la posturile de radio, pe la televiziuni, cântând formația Beatles cu niște piese adevărate, toate hituri care au rupt bituri atunci și a rupe și gura târgului acum. Dan, o să am nevoie de ajutorul tău să povestim un pic despre cum a apărut ideea de Liverpool. Păi, o să continui ideea ta, conform căreia este foarte puțin difuzată trupa Beatles. Am constatat chestia asta, m-a deranjat, m-a intrigat, m-a impulsionat. Și am zis că trebuie să fac ceva, să aducem Beatles-ul în urechile oamenilor și azi. Deși am fost condamnat pentru ideea pe care o voi spune acum, o să o rostesc totuși. Unul dintre motive sau unele dintre motivele pentru care Beatles-ul nu mai este ascultat este sound-ul învechit, orchestrațiile acelor vremuri. Mie îmi plac și acum, dar da, multă lume evită ei să asculte din cauza asta. Și atunci am zis, domnule, hai să fac ceva ca să
le aduc mai la zi cumva, să fie mai pe placul sau pe placul mai multor oameni. N-aș vedea-o pe Ina, sincer, cântând Obladi, Oblada. S-ar putea să eu da. Cânte, dar... Eu da. Visă dar nu să deși cânte. Deși să știi că e foarte bine. Dar nu să... Cânte. Nu să cânte. Nu, dar să zică Obladi, Oblada, atât. O, așa o fi, așa o, ceva. Așa o fi, hura. Adică nu... Nu, muzica Beatles este atât de bună că poate fi cântată de oricine. Știți, când e să fie pe bunele, atunci nu înțelegi de ce. Florian Pitiș a avut o rubrică zilnică pe care difuzam fiecare zi, nicio zi fără Beatles. Acum înțeleg de ce. O să fie nicio zi fără Liverpool. Sper măcar la voi. Păi să fie la sala de repetiții Liverpool, cu ce piesă? Let It Be. Let It Be, Liverpool, la sala de repetiții. Trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, oh let it be. Speaking words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, there will be an answer. Shines on me, shine on till tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary, she comes to me, speaking words of wisdom,
Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Shine until tomorrow, let it be. De repetiții. Uite cum trupa de astăzi, invitată la sala de repetiții, ne duce cu gândul la locul natal al lui Lennon, la Liverpool. Și tare m-aș întreba, și odată cu mine probabil și cei care ne urmăresc acum pe Trainet, cum v-ați împrietenit? Cum v-ați adunat voi? Că băieții ăia patru se știau de pe când își hârșiau coatele în băncile școlii. Nu chiar. Doi dintre ei cel puțin. John și Paul, da. Și apoi ușor ușor s-au împrietenit și cu ceilalți. John și Paul au copilărit împreună. Ce vă leagă foarte mult, e foarte clar studiile de muzică. Zi, te rog. Păi, cel puțin în cazul meu, și coincide bineînțeles la toată lumea, am crescut cu toții, indiferent de vârstă, cu Beatles. Uite că tot vorbeam, cine ascultă acum Beatles? Babacii, ăștia, peste 40 nu de ani încolo, nu neapărat. Uite, neapărat. 35, eu și ascult Beatles. Dar hai să mai scădem puțin media, nu, să o ridicăm media de vârstă. Și Adi ascultă, îmi zice, și mi se mai suflă și de aici din regie. Deci multă lume ascultă Beatles. Ar fi fost ciudat să fie altfel. Hai să vedem cine ascultă Liverpool. Dar înainte de toate, să vă spun că CV-urile sunt impresionante. Școală de arte, canto, concursuri internaționale, chanson sur scène. Citesc bine că nu știu franceză. Chanson sur scène. Așa, mulțumesc frumos. Activitate muzicală, studii la acordeon, studii la chitară, prima trupă înființată în armată. Ia să vedem. Așa ce cu repertoriu bazat pe Deep Purple. Wow, frumos! Păi, trebuie să povestim un pic, Dan, că inginer de meserie, sau mă rog, cu studii de inginerie, cum s-a întâmplat treaba cu trupa înființată? Păi nu e prima pe care o comit. Păi uite că ai ștate vechi. Da, deci prima, ai înțeles, a fost în armată. Să trăiți! Bazată pe repertoriu Deep Purple, sunt fan Deep Purple, sunt fan David Gilmour, Pink Floyd și Beatles, mai ales Beatles. Nu, Beatles nu te cred. Da, corect, n-am niciun păi argument. Cine ți-au fost colegi în trupă? În care? În armată. Colegii de facultate, cu care eram și coleg de armată la vremea. Deci ai comis-o, ai înfăptuit-o și acolo. S-a comis-o, dar dacă vedeai ce se întâmpla acolo, cum s-a aruncat cu băștile în sus... Păi să te întreb, te mai simțeai în armată sau erai liber ca pasărea cerului? Când eram pe scenă, nu mă mai simțeam în armată, în rest era rău. Vedeți, asta e definiția artistului, cam așa. Ar trebui să înțelegem noi ce se întâmplă cu un artist când e pe scenă și nu numai. Voi astea sunt un pic mai altfel, ardeți altfel pe interior. Mai citesc din CV-uri. Liceu de muzică George Enescu, Universitate de muzică din București. Eu. Aici vorbim de studii muzicale, nu de cântat după ureche și hai să mai interpretăm ceva. Și se simte. Nu vorbim despre tribute, mi-ai spus să spun asta, Dan. Da, te rog. Nu vorbim nici despre cover-uri. Nici. Vorbim despre Liverpool. Corect. Ce are Liverpool în plus față de alte trupe care s-au inspirat, să zicem, după Beatles. E mare diferență între ce faceți voi și ce fac altele. Dar hai să... zicem pentru cei care nu știu tehnic cum stau lucrurile. O să încerc să răspund tot eu, se poate? Și să mă scuze colegii. Dar puteți să completați dacă... Eu am tot încercat să promovez ideea asta că Liverpool este, sau proiectul Liverpool este un mix de trei elemente distincte. Creația primordială Beatles, reprezentând sau reprezentată prin texte, melodii și armonii. Și nu v-ați limitat la 2, 3, ci 26, am înțeles că aveți în repertoriu. Deocamdată, da, 26. Deocamdată.
Și celelalte două elemente sunt orchestrațiile, care sunt ale noastre și au menirea de a aduce muzica, de a aduce muzica Beatles mai la zi. Și al treilea element din mixul ăsta e reprezentat de prezența noastră scenică. Nu este una obișnuită, noi avem proiecții la cântările noastre, avem o vestimentație anume, un comportament scenic anume. De fapt, și mulți când povestea despre, Florian Pitiș când povestea despre proiecțiile Beatles-ilor, cum se ducea el în, pe, când în tinerețile lui și se uita la imagini, filmulețe și alte și alte. Așa că mulțumim frumos pentru un Beatles Forever, dar și pentru un foarte actual Liverpool. De data asta nu-ți mai spun titlul. Să nu mai... Bun, ok. Știi o să încerc să ghicesc. Spune, la final zis, o să ghicesc. Mi-ai zis pe hall că ai ascultat două piese de ale noastre și n-ai știut ce sunt până când a intrat vocea. Este? Da. Hai să vedem, pe asta o ghicești? Face parte din cele două, că atunci ghiciu percăceni. Nu! Am înțeles. Ok. Audiție plăcută, uliți, ciuliți bine urechile și haideți să descoperim piesele, să vedem cine descopere cel mai repede. Pentru că îi ascultăm pe băieții de la Liverpool, la sala de repetiții. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with your help from my friends. I'm gonna try with your help from my friends. I'll get high with my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I'll get by with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. I'll get high with a little help from my friends. Certain that it happens all the time. How do I feel when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mine. Yeah, I'm gonna try with a little help from my friend. I'll get by with a little help from my friend. I'm gonna try with a little help from my friend. Somebody to love. Ooh.
Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. Ați văzut câtă liniște s-a făcut? Noi mai vroiam și o să încercăm acum cu micul ajutor al prietenilor, sau cum să zicem, să sunăm un prieten, da? Nu o să sun un prieten și o să, pentru că nu o să aibă cum să-mi răspundă la următoarea întrebare, ci o să vă rog pe voi să-mi povestiți care e starea, care e atmosfera la repetiții. Cât de des repetați? Rock, rock, asta mă rog frumos. Cât de des vă papă timpul Beatles? Cât de mult? Să răspundă Tarabega. Ia să răspundă Tarabega. Eu practic această meserie, adică de a lovi în aceste membrane, de aproximativ 14 ani și sincer, până în momentul de față, nu am repetat niciodată atât de mult și de serios și de... Într-un cuvânt, n-am repetat nemțește niciodată. Dar ți dai seama când vei împlini majoratul la tobe, când vei face 18 ani de bătut la tobe, cum va sta toată lumea drepție în fața ta? Nu sunt genul care să fac lumea să stea drepți, adică... Nu pot să cred că nu luați în serios ce faceți, pentru că e o răspundere foarte mare dincolo de ce faceți. Când spui Beatles... spui tot viitorul rock-ului de după Beatles. Da, cam da. Au pus o piatră serioasă acolo, la temelia rock-ului. Cântăm un Johnny B. Good și după aia trecem la Beatles și zicem, ok, that's the start. Cine și cum vine cu ideile la piese? Pentru că, într-adevăr, sound-ul este uluitor. Chiar sunt ghicitori piesele voastre la început. Nu ți dai seama ce cântați până în momentul în care... Asta a fost ideea de la început. Dan e vinovat de orchestrație. Aha. Noi. Te invităm de 1 aprilie pe la noi. Cu ghicitări de-astea muzicale, nu? Sună foarte, foarte frumos. Chiar foarte bine. Și vocea, aplauze, toată lumea. Cum faceți? Yeah, așa, așa e la sala de repetiții? Sau nu, totdeauna? Nu-i bine? La sala noastră de repetiție nu prea. Și unde repetați? Ei știu de ce râd. Păi ia, și eu știu de ce râd ei. Nu țineți secretele că nu-i frumos. Mor repede, nu de alta. Nu pe bune, cât brainstorming, cum vă ciufuliți, cum ies piesele astea? Cât timp ia ca să rescrie o piesă în formula Liverpool? Ia ceva, mai ales că ce am făcut eu e un act de curaj până la urmă. Să te atingi de muzica Beatles-ilor fără să-ți fie teamă că poți să o și dai palături, e un act de curaj. Atunci hai să reformulez un pic. Când mergeți în cluburi și cântați piesele, care e atmosfera? Ce zice lumea? Cântă cu noi. Păi să cântăm cu voi. Liverpool la sala de repetiții, ce piesă avem? Ceva. Nu o să ne ceva. Spui iar în ceva. Ceva, avem și noi ceva. Ok, Liverpool la sala de repetiții. That I don't need no other.
style that shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in hell. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. I don't know. Stick around and it may show. But I don't know. I don't know. Repetiții. La Radio Trainet Florian Pitiș. Ascultând trupa Liverpool invitat astăzi la sala de repetiții, mă duce gândul la un banc foarte, foarte sec. Shakespeare trezindu-se din beție? Trezindu-se din viața de apoi, se duce să dea examen la teatru și culmea, îl pică. Acum stând și gândindu-mă cum ar fi să facem un exercițiu de imaginație și să unim trecutul cu prezentul, dacă ar fi Beatles și aici, ce piesă v-ar plăcea să o cântați împreună? Grea întrebare. Toate. Frumos răspuns. Și mult, mult prea frumos răspunsul pe întrebare. Măcar să ne asculte o piesă. De acolo de unde sunt, să știi că Let It Be, ei sunt. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Răspund cu a fi, pentru că întotdeauna văd partea plină a paharului. Și atunci mai turnăm un pahar de muzică în gândurile noastre. Alina, și ascultăm piesa care urmează. A, nu-mi spune că-mi și spui ce piesă e. Nu știu dacă o să spun, dar o să spun ceva despre ea. Te rog. Eu dedicăm lui Moțu Bitiș. Fără panică, fără panică. Thank you, very much, ar fi spus. Southampton, trying to get a hold of the friend. The man in the Mac said, you gotta go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris, moving down by the Seine. Peter Brown called the same. You can make it okay, you can get married in Gibraltar in Spain. Christ, you know it ain't easy. You know
Hilton, talking in our beds for a week. The news people said, say what you doing in bed. I said we're only trying to get us some beach bites. You know it ain't easy. You know how hard it can be. Fiu sfântul și nu știu cum mi-ar sta. Bătăi karate, jiu-jitsu, nu, nu, nu. Mi-am dorit o mașină și iată acum o am. Mă simt bine atunci când sunt la volan. Sunt la Mamaia, după masa sunt pe șosea. Și dacă vrei după mine s-o iei, hai să mă vezi iară spre seară-n predeal. Mi-am dorit o mașină și iată acum o am. Mă simt bine atunci când sunt la volan. Unii pun pe lună piciorul, alții trec oceanul în not. Cu mine nu merge, eu am alt drum, gonesc și întreb pe oricine întâlnesc. N-aveți, măi, o bujie sau poate o cameră în plus? Cale mele s-au spart și s-au dus. Nu apuc să-i pun o altă roată, că deodată mi se pare că e gripată, contaminată, și-o desfac bucată cu bucată. N-am dorit în viață absurdul, n-am dorit să fiu ce nu pot. Așa sunt eu și așa-i felul meu, de când mă știu am vrut ca să am. Mi-am dorit o mașină și iată acum o am. Mă simt bine atunci când sunt la volan. Mă simt bine atunci când sunt la volan.
Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. Pe cuvânt de onoare că mai vreau tobaia să o aud un pic și mai vreau să mai fiu la volan. În felul ăsta, cred că nu o să mai ajung niciodată la destinație, o să fac așa un cerc complet și să mă învârt în cerc, numai ca să vă ascult. Liverpool invitat astăzi la sala de repetiții. Haideți să, la modul cel mai serios, să spargem orice fel de barieră de comunicare. Și interviul ăsta să fie așa un pretext pentru o discuție între prieteni în acea zi de mai. Și să profit de prezența voastră aici să vă întreb ceea ce nu spuneți pe scenă. Și poate că toată lumea și-ar dori, mai ales cei care vă văd și vă aud și vă mai și aplaudă și cântă versurile cu voi. Care sunt cuvintele care vă caracterizează pe fiecare în parte? Cum sunteți? Ca fire, ca persoană. Ce ați vrea să știe publicul despre voi, dar nu știe pentru că n-are când să comunice printre piese, pentru că probabil că sunt foarte multe întrebări care ar veni din partea celor care ne urmăresc și a celor care vin în cluburi. Hai să zicem, două, trei cuvinte care vă definesc. Ți-aș propune un joc. Te rog. Să nu, exact, să nu ne autocaracterizăm, da. Să spună un coleg despre fiecare dintre noi. Adică Teo să zică despre... Adrian să zică despre mine. Nu, dăm voie să nominalizez eu. Te rog frumos, spune tu despre el. Un tânăr talent. Nu, eu sunt un tânăr talent. Ok. Am înțeles. Un om foarte dedicat, foarte serios și foarte preocupat, implicat și un om pe care îl respect foarte mult pentru că, în ciuda faptului că el a început, promite foarte mult și va ajunge ceva ce foarte puțin pot să ajungă. Ținem pumnii, aici zicem și noi la fel, subscriem. Acum o să te rog pe tine să spui despre el. Despre Adrian? Da. Un profesionist desăvârșit, e pilonul și liantul trupei noastre. Atât. Spune-și ceva de rău ca să îl pun pe Adrian să vorbească despre tine, să văd ce zice. Păi nu, n-am cum, pentru că oricum cu Dan ne cunoaștem de când aveam vreo 21 de ani. Am și mai colaborat împreună pe vremea aia la 20, chiar la bariera Revoluției, înainte și după. Au intervenit niște ani de pauză, el cu alte proiecte, eu cu alte proiecte și iată că la telefonul lui foarte scurt, eu am spus tot așa de scurt, da, și... Și iată-ne, da. Hai să zic o chestie interesantă. Din celelalte 364 de zile ale anului în care s-ar fi putut naște el, și a găsit să nască exact în ziua în care sunt și eu născut. Acum spuneți tot. La un an diferență, totuși. Vorbesc serios, deci suntem născuți în aceeași zi. În ce zi? 27 iulie. Și ai gândit că în acea zi de mai, da. A, nu. Iulie. A, lei. Anul 1000. Lei. Anul 1000. Așa cum o să ceva. Te rog pe tine să spui ceva despre ce se ascunde în spatele chitării. Ca să vezi, păi. Greu, ne-am cunoscut probabil cel mai bine de când s-a înființat trupa. Am avut parte de niște berici împreună. Așa. Și nu știu de unde să aleg. Păi vine perioada de grație când toată lumea trebuie să iasă la răcoreală și o să asculte Liverpool și o să bea o bere, na. Ce să... Pot să spun în felul următor despre el. Are un pumn greu. Un pum greu de spus. Hai, mai zi de la bere. Cum se cântă muzica aceasta? Dincolo de cunoștințele tehnice. De ce știe fiecare? Cum știe suflet. Să cânte la chitară? Asta e cuvântul de bază, da? Cu pumnii, cu părul, cu picioarele, cu ochii, cu nasul, cu... Cu pletele, cu ce... Da. Cu tot ce ai în dotare. Exact, cu tot ce ai în dotare. Liverpool. Că și cu pană. Dar mai nou, la Sebastian se cântă și cu pana, că la el înainte nu se cânta cu pana. Deci, acum se cântă și cu pana. Domnilor colegi, cel mai important, se cântă cu sufletul muzica. Am zis cu tot, se include și sufletul. Am înțeles. Atunci n-o să se uite nimeni ciudat la mine și n-o să ridice sprinceana dacă spun că astăzi este invitată la sala de repetiții trupa Liverpool. Deci ascultăm Liverpool la sala de repetiții, ce pana mea.
I say she wants it be. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked till the morning and started to laugh. Told her I didn't, then crawled off to sleep in the bath. Oh. And when I awoke, I was alone, this blood had flowed. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood. Isn't it good, Norwegian wood?